Băi, am ajuns la iarnă. Da. Și uite acolo, nori sau ceață sau... Oh, wow! Suntem sus! Sus la munte! N-am mai fost așa îmbrăcată. Mi-am pus o bluză asta groasă pe mine. Dă-mi cafea! Dansar, hai să... Hai să căut! Dă-mi cafea! Așa, super! Am plecat din casă. Ați uitat în zicecile noastre de vânt și ploaie, de la haine cu spirit. Eu am toate hainele pe mine. Când ne îmbrăcăm, zici că ne mutăm și noi o glumă. Frigut și n-am așa de multe haine groase la noi. Și mergem să ne uităm la un film, când lumea este în oraș. Dar mâine... Mâine... Acum suntem obosiți pentru că azi noaptea am fost pe drum cu autobuzul, am venit din Palenche. Da, și azi dimineața am băut două cafele, după care am încercat să dormim. Și, da, mai dormi după două cafele. N-a fost cea mai smart idee. Am ajuns la... Dar partea bună... Am ajuns? Partea bună este că e un festival în desfășurare. Un festival care se întâmplă în fiecare noiembrie, deci e un pic special. Durează o săptămână și abia a început de câteva zile, deci îl prindem și mâine și poimine. Etc. Hai, scoate cheile de aici. Bine, pa! Bună dimineața! N-am făcut tot bine încă, dar ne-am trezit direct cu o paradă la ușa hostelului la care stăm. Balada pentru Santa Lucia, organizată de cei care merg pe la biserică. Nu înțelegem exact de ce sunt îmbrăcați în monștri, dar e drăguț și interesant. Cred că și mexicanii sunt oarecum ca noi uneori. Orice motiv de sărbătoare este bun. Suntem în San Cristobal de las Casas. Suntem deja de vreo săptămână aici aproape. Da? Păi e vineri, azi am ajuns sâmbătă, cred. A fost destul de frig zilele astea, am avut multe zile în care am stat în casă, în hostel. Am muncit, am râs cu fetele, le-am făcut o stropel, am fost și prin oraș un pic. Și acum am ieșit, ne-am făcut curaj, s-a făcut mai cald afară. Să vă arătăm și vouă acest oraș foarte drăguț. Mergem către unde? Către Biserica Santo Domingo. Da, eu sunt distrată să mă uit după rochițe. Cuando la tarde la mire se renace la sombra. Târg cu haine și chestii făcute de comunitățile din comunități, zonă. Da, asta voiam și eu să zic, nu găseam cuvintele. Și am observat că mulți dintre ei nici nu vorbesc spaniolă, vorbesc dialecte. Dialecte, da. Mai așa. Sunt foarte multe dialecte aici în Mexic. Și zona asta cum e cunoscută pentru țesături făcute de oamenii ăștia din comunitățile din zonă și după cum cred că s-a văzut și pe video, mulți le fac aici, pe loc, da. Le tez la ele. Una pena de amor.
Ia uite. Ce frumos se vede. Gata, ne mutăm aici. Foarte frumos. Sperăm că vă place și vouă. Nu, no, n-ai cum să nu le placă. Îmi place foarte mult tanti asta. Hola. No, gracias. No, gracias, no ahora. Más tarde, gracias. Gracias. Tanti asta tot vrea să-mi vândă chestii, dar e simpatică. Uau, și păsările. Mamă, ce frumos le-am urmărit. Foarte frumos. Pare că lumea se simte bine, se distrează, e sâmbătă, sunt pe afară, cumpără dulciuri și alte rănțenele. E un oraș care are un mix de hipiotesc, e un pic cochet, e la munte, e răcoare, ne place.